Mongolia is known as the land of the blue sky. Mongolia este cunoscută ca tărâmul cerului albastru. Oamenii de aici se pot bucura anual de mai bine de 250 de zile însorite. Țara e situată între China și Rusia și este una dintre țările cu cea mai mică densitate a populației, având doar 3 milioane de locuitori. Mai bine de jumătate dintre aceștia trăiesc în agitația din capitala Ulaanbaatar. Restul Mongoliei, care are o suprafață de 3 ori mai mare decât Franța, arată așa: un tărâm vast, cu pășuni, fără copaci, unde majoritatea oamenilor duc o viață nomadă. Ei cresc oi, capre, vite, cămile și cai. După cum am aflat, nu prea există drumuri asfaltate. Este prima dată când merg cu mașina în Mongolia. Am crescut în Africa. Conduc o mașină cu schimbător de viteze. Sunt obișnuit să conduc pe astfel de drumuri. E fantastic și nu e trafic. First time driving here in Mongolia. I grew up in Africa. I loved driving a stick shift. So I'm very comfortable on these kinds of roads. So this is fantastic and there's no traffic. Recent m-am alăturat unui grup de 46 de creștini din țara învecinată, din Rusia. Acest grup se îndreaptă spre vestul îndepărtat al Mongoliei, unde puțini au auzit mesajul despre dragostea lui Iisus Hristos. Pavel Barsokov conduce misiunea. Hristos îi iubește pe cei pierduți și pe cei care suferă. Și eu vreau să fiu la fel. Timp de 9 ani, Barsokov a vizitat Mongolia de multe ori cu tineri creștini ruși instruiți și echipați pentru o posibilă lucrare de slujire ca misionari sau evangheliști. Alena, în vârstă de 17 ani, ne-a spus că a primit chemarea de a sluji ca misionară la o vârstă fragedă. Acum este a treia oară în Mongolia. Am citit o carte despre un misionar care a slujit într-o țară străină. De atunci mi-am dorit foarte mult să împărtășesc dragostea lui Dumnezeu cu oamenii. Aceasta e prima călătorie a Natașei Gorodnukț. Ea vrea să slujească în Nepal. De fiecare dată când mă gândesc la slujire, mă doare inima, fiindcă știu care e chemarea pe care am primit-o și ce trebuie să fac. Timp de mai multe săptămâni, Natasha, Alena și mulți alți ruși, împreună cu creștini mongoli, organizează tabere de evangelizare pentru tineri. Am început să colaborăm cu frații noștri din Rusia cu mulți ani în urmă, ca să atingem poporul cu dragostea lui Dumnezeu. Lucrarea noastră este foarte importantă pentru a aduce o schimbare în inima și în mintea oamenilor. Între jocuri și alte activități în aer liber, organizatorii taberei, ca Natasha Groshenko, vorbesc mongolilor despre creștinism. Este aici pentru a 10-a oară. Acești copii sunt viitorul Mongoliei. Între ei se află viitor pastor, viitor fondator de biserici și e posibil ca între ei să fie și viitori lideri ai acestei țări. Cu voia Domnului, ei vor păstra Evanghelia în inimile lor și vor întoarce națiunea la Hristos. Their nation for Christ. Pentru a putea aprecia bine semnificația acestei tabere, trebuie să înțelegeți istoria creștinismului din Mongolia. Imediat după căderea comunismului, în întreaga țară au fost doar 10 credincioși. În prezent, 26 de ani mai târziu, sunt 60.000 de credincioși răspândiți în întreaga națiune. Ne aflăm în partea de vest, într-o regiune îndepărtată a Mongoliei. Este una dintre cele mai puțin evangelizate părți ale lumii. Michael Cherinkov, de la Mission Eurasia, este unul dintre sponsorii taberelor. Grupul său pune accentul pe formarea viitoarei generații de lideri creștini din țările care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică și din țările vecine. Deseori am impresia că oamenii din întreaga lume îl cunosc pe Isus, însă există locuri în care nu a ajuns Evanghelia. Astfel de tabere sunt un loc ideal pentru vestirea Evangheliei în rândul tinerilor. Ca și cazul lui Buiana Davasumbu. Ea l-a acceptat pe Iisus în copilărie într-o tabără ca aceasta. Ea a absolvit facultatea de teologie din Maine și acum se pregătește să meargă în misiune. În această tabără am aflat de dragostea lui Dumnezeu și tot aici m-am pregătit pentru misiune. Încerc să mă întorc în fiecare an pentru a vorbi despre experiențele mele și pentru a povesti cum am ajuns să-L întâlnesc pe Hristos. Mashbat Basan, un băiat budist în vârstă de 16 ani, aici a auzit pentru prima dată despre creștinism. Astăzi am învățat în cadrul studiului biblic că Dumnezeu a creat cerurile și pământul, animalele și viețuitoarele mării. Nu mai auzisem de aceste povestiri. Aceasta este prima tabără și pentru Kiliam Magmadorj.
Mulți mongoli nu cred în Isus. Înainte de a veni în tabără, nici eu nu eram curioasă să-l cunosc. Acum am schimbat, am învățat atât de multe despre creștinism. În total, aproximativ 1000 de tineri mongoli au auzit Evanghelia, mulți dintre ei pentru prima dată. Știu că există controverse cu privire la Trump și o presupusă complicitate rusă. Eu îi încurajez pe creștinii din ambele țări să nu se concentreze pe această idee. Milioane de oameni din întreaga lume vor ajunge în iad fiindcă nu îl cunosc pe Iisus Hristos. Pe mine nu mă interesează politica. Eu vreau doar să le vorbesc cu oamenilor despre Isus. Sunt multe vieți în joc, iar noi am fost trimiși să spunem și altora despre dragostea lui Dumnezeu. Asta facem în Mongolia.